La București s-a desfășurat adunarea generală a Asociației Române a Apei, întâlnire la care au participat toți cei 132 de membri. Pe ordinea de zi s-a aflat și proiectul de alegere a noului președinte a Asociației Române a Apei, având în vedere implicarea directorului general al SECERAJ S.A., Felix Stroie, în elaborarea și promovarea strategiilor și programelor de dezvoltare din sectorul apei. Propunerea pentru funcția de președinte a fost în renominalizarea sa. Printre obiectivele principale și formele de activitate ale asociației se numără și inițierea, elaborarea și promovarea strategiilor și a programelor de investiții, sprijinirea introducerii progresului tehnic și științific în domeniul apei și asigurarea consultanței tehnice, manageriale și cooperarea internațională. Toate aceste acțiuni sunt coordonate de diferite comisii de specialitate din cadrul ARA, comisii care se întrunesc trimestrial pentru a rezolva eventualele probleme apărute, dar și pentru a promova și pune în aplicare noi programe și idei despre dezvoltare. Înființată la 15 iunie 1990, 95, Asociația Română a Apei este o asociație autonomă, patronală și profesională, care reprezintă, promovează, apără și susține interesele patronale și profesionale ale membrilor săi, operatori de servicii publice de alimentare cu apă și canalizare și firmele de profil, în relațiile cu autoritățile publice, sindicatele și alte persoane juridice, atât în plan național cât și internațional.